te-ai adaptat de la un copil la 3? Nu știu, că au fost etape și astea, adică au mai trebuit, au fost 2, după aia 3. Nu știu, cred că cea mai mare schimbare a fost de la 1 la 2, adică asta e clar. Al treilea a fost mai ușor. Da, nu, al treilea e mult mai ușor și acum, de exemplu, sunt prieteni care lasă și copiilor la noi. Da, da, da. Grădiniță. Adică la noi, da, grădiniță, pentru că noi avem o... intră pe un curs, știi, se întâmplă organiza lucrurile și atunci că e unul... Ei, da, de la 2 încolo nu mai prea contează, adică tot acolo, le bagi toate în cadă, ta-ta-ta, am pijamales pe pat, ta-ta-ta, eu pregătesc între timp cu ce se îmbracă a doua zi, moațele alea, care da. Sunt sandalele, pac, dimineață, pac, periuțele, ta-ta-ta-ta, WC-ul, ta-ta, amândouă. Și se cresc unii pe alții, au grijă unii de alții, uite, se joacă, adică noi nu suntem niște oameni care să alergi după copii, pe nu știu unde, prin par să ne vezi, că suntem disperați cu limba pe afară și... Da. Doamne ajută să-i țină Dumnezeu sănătoși. Doamne și ajută. Să ne bucurăm de ei toată viața asta mare, lungă. Nu ai bonă, ai ales să-ți duci fetițele la creșă, apoi la grădiniță. Ți-ai impus un mod de a-ți crește copiii? Eu n-aș vrea să trec foarte ușor peste lucrurile astea că nu avem ajutoare. Îți spun și de ce. Pentru că noi nu suntem chiar singuri pe lume total. Evident, copiii merg la creșă și la grădiniță, ceea ce înseamnă că ei de dimineața de la ora 9 la ora 9, chiar 10, la ora 5 nu sunt acasă. Bun, există aceste ore în care noi facem lucruri. Cosmin este la birou, ta-ta-ta-ta-ta, rezolvă aia, eu mă duc la sport, am spectacole, am aia, am repetiții, am filmări. Bun. Seara, de obicei, ne petrecem timpul cu ei. Dar, de exemplu, dacă se întâmplă ca să există un eveniment, rămâne Cosmin sau are el o treabă, rămân eu, sau se întâmplă să avem amândoi ceva, se întâmplă ca pe rând, din când în când, să ne ajute bunicii, adică părinții lui Cosmin care vin de la Târgu Mureș sau mama mea care vine de la Iași, da. Sau se mai întâmplă să avem și vecini care să ne stea să supravegheze copiii în curte 2 ore cât suntem noi plecați. Asta am vrut așa ca să concluzionez, în mare parte noi suntem cu copiii, dar nu total neajutorați, ca să zic așa. Nu avem însă pe cineva care se ocupe exclusiv să-i culce, să... adică asta nu se întâmplă, că nu stau. Ele sunt obișnuite cu noi. Ce m-ai întrebat ca să... Despre modul de a-ți crește copiii, da, există niște principii, despre da. Metodele pe care le-ai ales tu să-ți crești fetițele, despre vechiul parenting. Este ceva impus sau pur și simplu este ceva ce a venit de la sine? Nu știu, noi nu mergem pe o ca la școală, pe o curiculă, habar nu avem, ne dorim să știe să nuate, să știe să schieze, adică ne ocupăm de sport, să meargă pe bicicletă, să facă balet pentru postură, că-s fetițe, sunt niște lucruri pe care le bifăm, adică ne dorim să știe copiii asta, dar în rest îi lăsăm destul de liberi, adică nu mergem... Că nu spunem nu niciodată sau că nu pedepsim copiii sau nu, asta nu. Da, copiii au și pedepse și limite și nu, există și nu, că așa e în viață. Nu recurgem la lucruri, nu știu, exagerate, dar mi se pare că copiii chiar au nevoie de limite. Vei proceda cu fetițele tale așa cum a procedat și mama ta cu tine în momentul în care ți-ai insuflat să fii în lumina reflectoarelor? Observ că nu am această tragere, adică n-am fost invitată în emisiuni cu fetele și așa, nu am simțit că e momentul să fac asta. Mie mi se pare că atâta timp cât eu postez, cât postez, e suficient despre mine și despre viața mea. Probabil că atunci când Rita, de exemplu, că e mai mare, și-ar dori, nu știu, să participe la un casting și ar fi o chestie pe care ar simți și ar vrea, dacă tot duc copilul la balet, la actorie, adică mă ocup de el, de ce să nu insuflu și asta, dacă își dorește? Da. Dar nu văd asta ca fiind, iar eu nu văd să fie copiii mei vedete, adică eu asta cu vin părinții și cum să fac să apare și copilul meu la televizor, nu pot să înțeleg. Nu pot să înțeleg, adică să apară la televizor ca să ce să facă la televizor, adică numai așa să vadă bunicii la, poate că e un miraj. Poate că e un miraj, poate că pe mine nu mă dă pe spate, drept urmare, da. Și atunci nu înțeleg. Dar dacă într-adevăr copilul ar fi un talent născut, ar avea ceva de spus pe planul ăsta și ar fi un copil care, băi, e ceva, chiar la 5 ani, e ceva nemaipomenit, eu l-aș încuraja să fie la televizor, total.
Dar dacă ar fi ceva cu substanță, ar avea un mesaj de transmis, ar fi un copil extraordinar, excepțional, ieșit din comun. Ceva, un exemplu pentru alți copii, cum și pentru mine sunt exemplu alți copii care sunt, fac performanțe la 3 ani și care nu bat mingea în spatele blocului, nu că ar fi ceva rău, dar da, au alte așteptări de la viața asta.